Cu toții, bineînțeles, că am dorit să știm ce e în interiorul pământului. Un mister probabil de secole. Săparea unei gropi în jos, perfect drept, ar fi cea mai eficientă modalitate de a studia interiorul pământului, nu? Multe astfel de găuri au fost săpate atât în scopuri de cercetare cât și în scopuri comerciale, dar cu toate astea, prin săpătură, doar zgâriem suprafața pământului nostru, la propriu. Dacă pământul ar fi un ou, nici nu am reușit să găurim coaja. De fapt, pământul are un înveliș numit scoarță, iar scoarța terestră e ruptă în multe plăci mai mici, ce alunecă foarte încet peste un material mai mobil, numit astenosferă. Gaura de foraj de la Kola e rezultatul unei săpături științifice, proiect al fostei URSS. Proiectul dorea să sape cât mai adânc în scoarța pământului, iar forajul a început pe 24 mai 1970 în peninsula Kola, folosind instrumente de foraj de înaltă tehnologie ale vremii respective. Mai multe grope au fost săpate pornind de la o groapă principală. Cea mai adâncă a fost terminată în 1989, creând o groapă de 12.200 de metri adâncime. Cea mai adâncă groapă săpată vreodată, cea mai lungă groapă săpată, este puțul petrolier Maersk din Qatar, ce are doar cu 90 de metri lungime mai mult. În timpul războiului rece, marile puteri ale lumii s-au confruntat în cele mai bizare moduri. Amplasată de desubtul unui capac ruginit din Murmansk, Rusia, se află cea mai adâncă gaură săpată de om, ajungând la peste 12 km adâncime. Gaura săpată de oameni seamănă cu o sondă de țiței abandonată. De fapt, e rezultatul a peste 20 de ani de războaie între SUA și URSS. Rivalitatea dintre cele două state s-a reflectat în întrecerea dintre cine putea ajunge primul în centrul Terei. Cel mai amuzant aspect e că proiectul a trecut neobservat, deoarece omenirea era mai încântată de competiția spațială din cele două state care a culminat cu aterizarea pe lună. Cercetătorii, atât cei din Rusia cât și cei din America, au început să excaveze în scoarța terestră pentru un singur motiv, să vadă cât de departe pot ajunge, lucru care s-a dovedit mult mai complicat decât își imaginau savanții. În Statele Unite ale Americii, proiectul s-a numit Proiectul Mohole și a avut loc pe coasta pacifică a Mexicului. Echipa a reușit să sape 183 de metri sub nivelul mării. Între timp, în Rusia, cercetătorii au început să excaveze în peninsula Kola după ce au auzit că în America e demarat un proiect asemănător. Proiectul RSS-ului a durat din 70 până în 94, creându-se gaura de foraj de la Kola, cea mai adâncă gaură săpată de oameni. Deși proiectul a început din cauza rivalităților din timpul războiului rece, cercetătorii care au lucrat cu echipa de excavare au reușit să realizeze o mulțime de studii științifice despre învelișul pământului, în timp ce ei puteau studia fizic straturile, practică care este foarte dificilă în zilele noastre. Cea mai interesantă descoperire a fost fosilele microscopice de la plancton din rocile de acum 2 miliarde de ani, descoperite la peste 6 km în interiorul planetei. Aceste microfosile reprezintă peste 24 de specii străvechi prinse în compuși organici care au supraviețuit temperaturii crescute de la această adâncime. În ciuda succesului, excavările au luat sfârșit în 1994, deoarece temperatura din interior a crescut de la 100 de grade la 180 de grade Celsius, provocând defectarea excavatorului. Oficial, proiectul a fost finalizat în 2005, singurul marcaj al acestei găuri fiind un capac metalic ruginit. Proiectul a costat enorm la vremea aceea, peste 100 de milioane de dolari, adică undeva la 2500 de dolari pe un singur metru forat. E foarte scump. Având în vedere tehnologia și fondurile, geologii doresc să încerce să meargă mai adânc pentru probe de miez, dar săparea unor astfel de gropi necesită multă răbdare, bani, tehnologie și noroc chiar și azi. Structura pământului adânc e studiată azi prin mijloace mai indirecte. Poate că cea mai eficientă metodă a fost studierea undelor seismice sau cutremurele ce se deplasează de la o stație de detectare la alta. Aceste unde naturale ne permit să vedem în interiorul pământului în timp ce reacționează cu alte straturi, la fel cum razele X sau RMN-urile ne permit să vedem în interiorul corpului uman.